Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară, așa cum v-am obișnuit, următoarele 72 de ore, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni, că vom face 3 variante. Va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3 și haideți să începem. Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați în următoarele 72 de ore? Evenimente importante, evenimente importante. Varianta cu numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei de la varianta cu numărul 1. Aici este vorba pentru foarte mulți dintre voi de un nou început. Este o chestiune ce ține de finalizarea unui capitol, o relație, o chestiune ce a ținut de ceva timp. Pentru câțiva dintre voi poate să fie... O infidelitate, o atracție de scurtă durată, ori o aventură, o, dacă ești tu sau dacă este persoana care ai de-a face, ori cum a fost situația între voi, dacă ați fost despărțiți sau dacă a fost o chestiune de genul ăsta, pentru cum este situația voastră, a fost o chestiune de scurtă durată care se termină. Pentru alții dintre voi chiar treceți printr-un divorț. Sau voi personal treceți printr-un divorț și este vorba despre o eliberare cu fericirea voastră, pentru că v-ați dori foarte mult să se întâmple treaba asta. Nu neapărat pentru mulți dintre voi că aveți pe cineva în vizor care să fiți pe mai departe, ci pur și simplu pentru că a fost o situație constrânsă în care voi nu ați mai dori să mai stați, nu mai aveți nimic în comun cu persoana asta, considerați că era momentul potrivit să se termine lucrurile între voi. Iar pentru alții dintre voi, probabil că ați pierdut niște bijuterii sau ați pierdut o bijuterie. Poate fi o chestie pe timp de noapte, s-a întâmplat pe timp de noapte. Poate este vorba despre un inel. Aici este o chestie și un divorț cu un inel aruncat, o separare cu o verighetă aruncată. Cineva și aruncă verigheta, ori spune de verigheta asta, eu nu mai am nevoie. Cam asta este ce vizualizez pentru... câțiva dintre voi care se țin situația asta, poate să fie noaptea, să întâmple noaptea. E o chestie de... și cu cine vorbesc aici, poți să te desparți de cineva sau tu să ai 32 de ani, 29 de ani, persoana asta să aibă 29 de ani, 25, poate este și o diferență de vârstă. Cineva aruncă ceva și spune ne-am separat sau ne separăm, se încheie. Se rupe un contract pentru câțiva dintre voi, rupeți un contract și o colaborare de afaceri cu cineva. Spui, nu mai vreau să colaborez cu tine niciodată. Ori dacă tu ai avut o relație la locul de muncă, vrei să pleci de la locul respectiv de muncă. Sau dacă te-ai asociat într-o afacere cu persoana asta, spui, nu mai pot să lucrez în același loc cu tine. Ori nu mai pot să fiu cu tine, poate ați fost o soție și ați avut și o afacere împreună. Sau poate relația ta de la locul de muncă, care s-a terminat, ok, te forțează într-un fel să faci schimbarea asta pentru că nu mai vrei să dai nas în nas cu persoana asta zi de zi. Bun. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 1 în următoarele 72 de ore? Evenimente importante. Evenimente importante. Aici, pentru foarte mulți dintre voi, este vorba despre un dușman ascuns din pești fecioară. Este o persoană care, eu văd că e posibil să fie cineva, oricum s-a terminat. Se întâmplă ceva foarte urât în următoarele 72 de ore cu persoana asta, turnul și moartea. Spun sinceră să fiu, pentru că este cineva, nu simt ură din partea ta către această persoană, posibil să fii familie cu persoana asta. Posibil cu 6 de cupe să te cunoști, prieteni, prietene, să fie din familia cuiva cu care tu ai avut de-a face. A fost un dușman alalung în prejurul stabilității casei tale și fundației tale. Mi-apare că persoana asta clar te cunoști din copilărie. Clar te cunoști din copilărie cu persoana asta. Poate ați fost rude. Eliberarea de această persoană te ajută pe tine să ai un nou început, să fii foarte, foarte bine cu tine. Îți revii,
ai o nouă stabilitate, ai un nou început cu împăratul și regele de monede, este sufletul tău pereche. În sfârșit reușești să-ți găsești sufletul pereche sau în sfârșit reușești să legi o relație stabilă, fără probleme cu sufletul tău pereche, pentru că a fost o copilărie și o adolescență foarte grea, tine cu 6 de cupe, 10 de bâte. Ai cărat foarte multe chestii, dar, repet, aici a fost un dușman ascuns la tine în familie, dar ai avut și tu, posibil, pentru că eu vin și spun acum tuturor, ok? Și am mai spus-o gândă în viitorurile mele, cred că mai de mult, ok? Este foarte ușor să judeci și este foarte ușor chiar și în poziția în care poți să zici că ești o victimă și poate chiar ești, nu contest, fiecare cu povestea lui, este foarte ușor să blamezi pe cineva, dar eu atenționez pe foarte mulți oameni că ceea ce se întâmplă poate fi karma ta cu aceste persoane, chiar dacă tu simți că persoanele astea îți fac ceva nejustificat sau de ce s-a întâmplat sau de ce a fost așa, eu vreau să auziți cu toții pentru că este o foarte mare greșeală să vorbești de rău la adresa și celor care... Nu este ca și cum trebuie să fie angelic, să ne înțelegem. Nu este vorba despre asta, nu are nicio legătură. Este vorba să fii neutru, indiferent și cu pace, să nu fii supărat sau supărată pe persoanele care ți-au făcut lucrul ăsta, pentru că cei care treceți prin evenimente tulburătoare în viața voastră nu sunt degeaba. Evenimentele astea au provenit dintr-o karmă. Ea este reală. Voi vreți să-i ziceți așa sau nu, este reală. Văd foarte multe comentarii și respect pentru toată lumea care spuneți că sunteți foarte supărați pe persoana respectivă. Eu vă sfătui să nu o faceți. Vă sfătui să vă curățați energia de ură, de amintiri, de a ține supărare, pentru că practic aia a fost o karmă. Persoanele care te rănesc au venit din alte vieți. Tu ai ales să vii aici ca să-ți speli karma respectivă, repetând ciclul respectiv, karmic, cu aceleași persoane sub alt format. Ok? Și atunci, aici vorbesc de un dușman ascuns al familiei tale, pe care tu l-ai învins, că e femeie sau bărbat, el se vede meremitul cu marea preoteasă. 8 de cupe invers. Meremitul cu marea preoteasă. Cine era? Era o femeie. Deci are scorpion pești. Cum se termină situația cu persoana asta? Nu prea bine pentru persoana asta. 6 de bâte și regina de monede. 5 de săbii cu asul de cupe. Ea știe ce problemă a avut cu tine. Ea știe ce frustrare a avut cu tine. Și dacă ești... că eu văd aici lady, ești femeie. Ok? Și dacă ești bărbat cu regele de monede, tu ești cel care divorțește, desparte femeia asta pentru că vrei să fii cu femeia pe care o iubești, sufletul tău pereche, pe care l-ai întâlnit, iar persoana asta era o persoană care probabil avea o karmă mai veche și stătea într-o relație de destul timp, sau era vreo exă, cineva, sau poate chiar din familia ta, și rupând chestiunea asta pentru că s-a încheiat această karmă, reușești să legi ceva stabil cu persoana... persoana ta care este sufletul tău pereche. Ok. Regele de monede și împăratul. Regele de monede și împăratul. Bărbatul ăsta vine către tine în următoare 72 de ore. Ok. Terminând un capitol cu 10 de săbii și lumea, posibil, uite, o colaborare cu cineva, o relație... 7 de săbii cu justiția, poate persoana asta avea probleme cu legea, poate nu știe că era însurat, pentru că aici ceva clar a fost ascuns, ora a avut o chestie de rezolvat, o chestie de stat, cu haină de stat, o chestie ce a ținut de un divorț, de un partaj, de o separare, de o separare de bunuri cu cineva din familie, nu neapărat să fie avut soție, poate a avut pentru câțiva dintre voi. Posibil ca cineva aici să fi avut un frate geamăn sau o soră geamănă sau să-i fi legat ceva pe amândoi, ok? Din copilărie, 6 pe 10 de bute. Da, o multitudine de chestii.
Uite, am regele, regina de cupe și regina de bâte. Clar ai stat o a treia energie. Clar da. Clar da. Dar pentru alte dintre voi am acest vibe că tu erai a treia energie, dar nu exista a treia energie. Hai să-ți o zic ca să o înțelegi. Dușmanul tău ascuns este posibil să fi fost o femeie mega geloasă din Fecioară, Scorpion, Pești. O femeie obsesivă, chiar măritată, care va divorța din păcate pentru ea, pentru câtă ură ți-a purtat ție. Poate chiar a fost rude cu șase de cupe. Iar persoana asta, practic, tu n-ai avut vreodată vreo legătură în mod direct cu soțul ei, cu viața ei, de-aia mi-apare ca și energie că e măritată. Locul tău este cu regele ăsta de monede pe care posibil să fi și întâlnit sau urmează să-l întâlnești următoare 72 de ore. Tu erai total în exterior, persoana asta a avut o aversiune față de tine, tu n-ai avut nimic cu ea. Este ca și cum o femeie din familia ta te-a urât degeaba. Vreau să-l trebuie și eu. Ia spun, a fost un karmic. De ce te-a urât? Diavolul și carul, de ce te-a urât cu diavolul și carul? Uite, dacă eu ți-am spus nouă de bâte și erofantul. S-a temut pentru că zice ei că ei bărbatul? Ori eu nu știu ce a vrut ea să facă. Ce cu nouă de bâte și erofantul? Ce a vrut să facă? A, că aveai bani. Că aveai posibilități din familie și probabil venind dintr-o situație mai precară cu familia ei, femeia asta te-a urât. Posibil că cineva din familia ta nu i-a dat cât a vrut ea. Este cineva care o să plătească la rândul ei, cum tu ai plătit o karmă, la rândul ei are o karmă urâtă de plătit. Pentru că aici turnul și este ca și cum o persoană o să spună aici, o femeie o să spună, pentru ce n-am fost liniștită la locul meu? Pentru că bărbatul care este o să divorțeze de ea, o să rămână singură. Tu te-ai chinuit foarte mult din ce gânduri ți-a purtat persoana asta ție. Iar ea o să rămână pusnică, aud. Exact cum e remitul, pusnică. Tu, ca femeie, n-ai putut să legi o relație cu un bărbat datorită acestui lucru. Dar, repet, a fost o karmă din alte vieți. Ești mai hotărâtă ca niciodată, probabil ai mintea foarte lucidă și clară pentru că ai descoperit adevărul. Vreau să știu ce se întâmplă cu moartea și turnul aici. Zece de cupe și steaua, vindecarea familiei tale. Asta era un dușman al familiei tale. Ce putea zice? Ai reparat relația cu membrii ai familiei tale. Măi, ea era o persoană geloasă pe cineva din familia ta, împăratul poate fi tată, că tu beneficiai de niște lucruri, iar ea nu. Ce plătește persoana asta cu turnul și... Ți-am zis 4 de monede și 10 de monede. Ți-am zis 5 de pentacule și 5 de bute. Lupta a fost pierdută și tu nici măcar n-ai avut o luptă cu ea. Uite, 10 de săbii. Da. Gata, s-a terminat. Și al ei, e treaba ei. Dar tu o să spui, mi-a pare că tu o să fii foarte fericită. În sfârșit te-ai eliberat și o să fii foarte fericită. Am scris o carte. Moartea. Moarte și transformare. Aud că din întuneric ăsta n-avea cum să iasă nimic bun pentru ea. Varianta numărul 2 și revin. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 2. Pentru varianta numărul 2, clar un nou început superb. Este un nou început superb. Ai și 1, ok, și un nou start. Ia să vedem. Un nou loc de muncă. O călătorie. O nouă relație. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta cu numărul 2? În următoarele 72 de ore, evenimente importante. O zi. O oră, o zi. Wow!
Wow! Da. Imediat să spun. Bineînțeles cum am continuat 1, 2 și 3, dar să vorbim și până de alte energii până ajung acolo. Pentru foarte mulți dintre voi, s-ar putea să preluați afacerea cuiva din familie. Oricineva să aibă o rugăminte la tine și încrederea în tine să preiei o afacere a familiei tale. Tu ești baza cuiva, are toată încrederea în tine. Persoana asta te consideră și nu te consideră chiar ești. O persoană foarte deșteaptă, o energie foarte puternică, stabilă, un conducător, un lider bun, un bun afacerist sau o bună afaceristă. Știi să mânui banii și să gestionezi banii și să fii responsabilă și ai energia de boss, ok? Chiar dacă ești femeie, o energie impunătoare care ar ști să conducă această companie într-un mod foarte reușit. Cineva din familia ta care a construit o afacere și este destul de avansată, vrea ca tu să duci afacerea asta până la capăt, ok? Persoana asta încă este și va mai fi, dar vrea să-ți o predea ție. Pentru că vrea să se retragă și nu vrea să o închidă, ci vrea să o mânui tu pe mai departe. Despre cine vorbesc aici, poate să fie părintele tău sau cineva care a muncit foarte mult la viața lui sau la viața ei. În lângă asta, tu poți să ai propria ta afacere. Dar persoana asta o să-ți facă o propunere în a face treaba asta la care tu vei sta să te gândești dacă poți să faci două lucruri deodată și afacerea sau jobul tău și asta. Vor fi discuții, vei discuta, ok, persoana asta o să-ți propună, o să spună. Și cred că o să accepti, dar chestia asta o să înceapă undeva peste, cred că 6 luni de zile sau 4 luni de zile. Pentru că este. Nu, să fiu sinceră cu tine, februarie, martie, anul viitor. Este ceva ce începi. Vreau să văd hierofantul. Exact, iarăși un nou start. E o persoană asta care îți propune, are și berbec și gemeni. Și spune, uite ce vreau să faci, te rog. Va avea o discuție cu tine, să preiei afacerea familiei, oricine ar fi persoana asta vrea să te pună la conducere. Ca să zic de ce alege, am văzut deja de ce ar te alege pe tine. În primul rând vrea să facă și un contract, o moștenire pentru tine. Și cum am spus, te alege că ești o persoană bună, dar în același timp o persoană impunătoare. Și cred că ești femeie cu siguranță, dar se aplică și pentru domn. Te apreciază pentru pozitivitatea și pentru felul în care lucrezi. Respectă foarte mult turnul. La tine s-au terminat suferințe. Uite, 9 de săbimbe și 9 de cupe. O să ai o mare bucurie în notaj 72 de ore. Bucuria cu 9 de cupe. Moartea și 3 de săbi. Cred că cineva aici a avut ceva împotriva cuiva care te-a respectat foarte mult și poate fi chiar părintele tău sau vei avea o putere fantastică. Dacă el a avut neamuri geloase pe avuția lui sau n-a vrut ca tu să conduci afacerea pe urmă, e, afacerea aia chiar ție îți revine ca femeie și ești femeie. Și suferința s-a terminat. Dacă cineva a încercat să țină persoana asta departe de tine, să nu-ți rămână ție moștenire, afacere, nu neapărat afacere și moștenire, ei bine, vor avea surpriza că s-a terminat moartea și 3 de săbii. S-au exclus persoanele astea, persoana asta te iubește, te apreciază, te respectă și vrea să spună mâini toată abundența și viitorul tău. Împărăteasa, cineva vrea asul de săbii. Băi, cineva n-a vrut ca tu să vezi adevărul, împărăteasa și împăratul a vrut să țină împăratul departe de tine, departe. Și anume să nu vadă calitățile tale, să nu te iubească, să stea departe de tine, că ți-e părinte, că ți este un bărbat care te iubește.
Aici a fost, dar e din partea familiei, neamurile tatălui. Marea preoteasă regele de Bâte. Cineva din neamul lui. Cineva n-a vrut ca tu să fii văzută, iubită. Și cred că ai stat o distanță între tine și familia ta o bună perioadă de timp. Împăratul? Uite, împăratul temperanța 10 de monede. Toată abundența și bogăția o să pună la picioare. Pentru că asta ți se cuvine ție. Tu din copilărie ai avut probleme cu neamurile acestui bărbat și cineva din familia ta. E, acum urmează, persoana asta s-a trezit și te iubește foarte mult și a văzut cât de loial ai fost tu și nu numai pentru asta, pentru că ești, cred că, copilul, ruda, ai fost bună cu toată lumea. Eu nu înțeleg de ce te-au urât persoanele astea, dar spun karma, ok? Gelozie, frustrare, rivalitate, competiție pentru bani. Multe neamuri s-au răfuit pe bani, ok? Care nu le aparțineau. Și tot să le dai și tot frustrate sunt, ok? Ăsta este unul dintre cazurile astea. Adică dacă voi aveți impresia că dai cuiva și o să-ți fie recunoscător pentru că îi dai, nu. O să te urască mai rău pentru că ai. Deci oricum ai da-o cu o persoană pe care o ajuți, o să ai același feeling că te urăște sau te-a urât, pentru că persoanele de genul ăsta niciodată nu o să-ți mulțumească sau să te respecte că le dai. Te vor urâ și pentru asta să le fie rușine. Dar e treaba lor și karma lor. Ok? Tu ai karmă curată, ești limpede, ești luminată și justiția s-a făcut pentru tine și se face în următoarele 72 de ore. O să te fac atât de fericită cu 9 de cupe. Veștile astea bune care vin către tine și o nouă dragoste și cu, ce vrei mai bun de atât ca nu 6 de bute, te îndrepți către succesul vieții tale. Ce victorie o să ai cu 6 de bute? Celebrezi petrecere, invitație, reuniune cu familia, stare de bine. Măi, deci atât, cu atâta motivație o să mergi mai departe și o să ai reușită în tot și toate, de n-o să-ți închipui. Toate o să meargă ca pe roate și n-o să existe fir de piedică. Deci pur și simplu te uimește succesul pe care o să-l ai. Și nu că te uimește că feeling-ul tău spunea cândva că o să se întâmple lucrul ăsta. Ce victorie o să mai ai cu 6 vite? Ți-am zis veștile bune, succesul, uite, succesul, vindecarea, reușita, că ai aflat secretul familiei tale cu luna și 10 de cupe, gelozia cuiva pe casa ta, cuiva din neamul tău. Ok. Vreau să dau exemple acum din filme și din istorie. Neamuri care s-au omorât pentru bani. Sau s-au urât până acolo. Dar știi cum zic eu mereu? Nu hrăni persoanele cu ură, pentru că au destulă și pentru... Au destulă pentru tot și pentru toate. Lasă-i să stea în ura lor acolo, ok? Indiferența și să nu-i bagi în seamă este durerea lor cea mai mare. Că indiferent de cât au bârfit și au vorbit și au făcut, tot ei au bârfit, tot ei au auzit, tot ei au jignit, tot ei au auzit. Ai aici pe masă genul de persoane care se bucură când pierzi ceva. Ele știu de ce. Ok? Pentru că viața lor e un dezastru și o să fie un dezastru. Pentru că culmea, tu sau cineva din familia ta le-a ajutat foarte mult financiar pe persoanele astea. Și de acum ți-a spus să n-ai vreodată gândul că dacă dai ceva cuiva o să fie recunoscător sau o să-ți poate gând bun. Din contră,
Din contră va fi inversul. Și dacă dai, și dacă nu dai, tot acea frustrare o să aibă pe tine. Ok? Deci mai bine nu dai. Că e mai bine. Bun, mai vreau să văd o energie aici. Clar aici am avut energie de neamuri. Vreau să mai mi-apară energia noului început în dragoste, pentru că asta am văzut acolo. În următoarele 72 de ore, când citi la varianta numărul 2. Aici o să ai o mare fericire și îți găsești sufletul pereche. Pe lângă asta, o să fii o afaceristă de succes. Și ești o afaceristă de succes. Ai un echilibru în tot dezastru care s-a terminat. Este un echilibru. Intuiția ta este mai puternică ca niciodată. O să ai claritate că totul s-a terminat pe partea aia. În legătură cu acest trei de săbi, cu ființele din exterior. Ok. Roata și diavolul și turnul cui se întoarce nu ne interesează. Judecata aici este... Uite, asta vrea să văd. Doi de cupe și pași de pentacul. Este o nouă relație în dragoste. Este o ofertă de celebrat. Este sufletul tău pereche adevărat, care vine către tine, regele ăsta de monede, apare și ca rege de săbii, poate să aibă și aer și pământ, bărbatul ăsta, ca și zodie. Dar este un nou început. Cine o să ai un nou început în dragoste? Cu mare succes, regele de monede, dar fecioară capricornie, bărbatul ăsta. Una dintre zodiile astea. Uite, apare, măi, regele de săbii, cu 10 de cupe, poate să fie tot el. Dar poate să fie un bărbat care a fost rece cald, rece cald, sau a fost materialist și logic, apărând rege de să poată să aibă și aici pământ. Dar pentru alții dintre voi tind să spun treaba asta, că regele ăsta de săbie e baza ta din familie cu care ai făcut pace și a trebuit să închei karma asta de neamuri și de tot, ca tu să poți să fii cu regele tău de monede. Asta a fost situația. Ok? Bun. Trecem la varianta cu numărul 3. Cheia și revin. Bun, ne-am întors cu varianta numărul 3. La varianta numărul 3, soluția stă în mâna ta. Ți se așterne cheia în mână și ai o soluție sau soluții la toate problemele. Cheia. În primul rând, tu ești cheia. Cu cine vorbesc aici? Sau tu ai cheia. Sau cheia este în viața ta. Cheia este o femeie spirituală, aici o persoană spirituală, neapărat o femeie, este o persoană spirituală. Și cheia mai este puterea ta și capacitatea ta spirituală și intuiția ta. Pentru alții dintre voi este, gândești la o afacere secretă sau la un proiect secret la care găsești soluții, ok? O soluție a ta este cineva care are foarte multe informații. Nu este că cineva nu are acces la informațiile astea. O secundă. Bun. Care este cheia ta în următoarele 72 de ore? Uite, măi. 1, 2, 3, dacă eu spun că n-are cum e continuarea, regele de săbii. Asta e cheia ta. Cheia. Este ca și cum cineva îți deschide ușa și te lasă să pleci. Bam. Este ca și cum tu ai avut o chestiune, că dacă mă uit un, doi, trei, persoana asta era din familia ta, cineva din familia ta, un bărbat, care a avut o chestiune de rezolvat și el a fost tot timpul cheia ta. De ce a fost bărbatul ăsta cheia ta? De ce cu numele de tatăl tău, împăratul sau un bărbat impunător. De ce a fost regele ăsta? De ce cu numele de și împăratul? Era fost cheia ta tot timpul în legătură cu suflet. Deci vreau să mă stau atent aici cu cine vorbesc, ok? Cineva din familia ta a fost tot timpul cheia ce te-ar fi putut elibera pe tine. Dar o să întreb și de ce ai stat așa. Că te-ați găsit sufletul pereche. Cumva timp să cred că bărbatul ăsta, că am văzut mai devreme, ori a avut o karmă cu el, chiar dacă ți este părinte, nu contează.
Patru de cupe și diavolul. El nu a permis nimănui toxic să rămână lângă tine ce n-ar fi fost sufletul tău pereche. El a simțit când să-ți dea drumul să pleci și să fii cu sufletul tău pereche, care mi-apare aici că ar fi regele ăsta de monede, cu 10, cu 9 de pentacule. Deci ce te eliberează regele ăsta de sedință? De ce cu 5 de cupe și ce cu 5 de monede și 10 de monede? S-a achitat ceva, s-a plătit ceva. Că a fost karmic, a fost financiar. S-a achitat ceva, s-a plătit ceva. Tu cred că ești aici zodie de foc? Pentru că are... simte că ești pregătită? E un mesaj foarte specific. Are încredere în intuiția lui și în intuiția ta? S-a făcut o dreptate aici. E ceva financiar. S-ai recuperat ceva și cineva mai este supărat. Supărat. Soluția aici a fost o împăciuire. Ceva așteaptă pe cei de la varianta cu numărul 3, cu următoarele 72 de ore, evenimente importante. De la 33 de ani. A început o chestie dificilă. Ceva așteaptă pe cei de la varianta importante. Uite, am patru de pentacule și patru de... Deci ceva a fost reținut aici, ceva a fost reținut. În urma unei pierderi financiare. Ceva a fost achitat. Marea preoteasă, 6 de bâte. Ca mare preoteasă, cine e persoana spirituală aici, ți-a făcut justiție, ți-a face dreptate. Pentru că ți-a ascultat intuiția, pentru că asta te cupe 7 de cupe, pentru că intuitiv persoana asta ți-a vorbit tot timpul, telepatic. Și ți-a indicat cine e pentru tine și cine e pentru tine. Asta e cupe 7 de cupe, 4 de săbii erau doar firimituri și relații trecătoare, relații menite să le cunoști, dar nu menite să rămână lângă tine, care vreau decât bani de la tine. Ok? Și aici cineva simte că această karmă s-a încheiat și că te lasă să pleci. De fapt, cheia stă în mâna ta, are încredere în forța ta interioară, în capacitățile tale și are încredere că o să te descurci. Ok? Victoria, dacă așa suntem, și mai proteasă. Uite, regele de bute. Și cu 3 de săbi. Cineva simte că s-a răzbunat aici. S-a făcut dreptate, nu că s-a răzbunat. Că s-a făcut dreptate pe persoana care a făcut nedreptate. Și să faci o dreptate în următoare 72 de ore. Ce dreptate să faci cu 3 de săbi și regele de bute? Da, e o persoană și care te-a nedreptățit financiar. A luat sume de bani de la tine sau a luat o sumă de bani de la tine. Ceva n-a fost corect aici. Și intuitiv și spiritual cineva te-a ajutat să ți se facă dreptate. Dar pe de altă parte, persoana care a făcut nedreptate aici are de plătit cu 8 de săbi, este într-o legătură de judecată divină. Ce are 8 de săbi la tot? Nu, 4 de cupe și lumea, nu o să mai vrea lumea. De ce curata 10 de monede, regele de monede? Pentru că tu revii la succesul tău anterior, chiar mai mare de atât, și persoana asta cade în jos.
Este cineva care a vrut să-ți ia succesul, iar tu revii la succesul tău anterior, chiar mult mai mare, și cineva aici rămâne pe gol și pe zero. E o justiție. Și culmea este că cineva aici te-a ajutat intuitiv, spiritual, să ți se facă dreptatea asta. Aud că cineva și-a trădat un prieten. Un bărbat și-a trădat un prieten. Pentru bani. Care a fost trădarea aici? Nu, aici e o justiție a cuiva. Dar cineva are luna în... Berbec aici, au resterat Berbec, a fost o trădare. O trădare prin care un rege de bâte are de plătit o justiție pentru ceva ce a făcut și marea preoteasă a câștigat, adică persoana care a fost lovită în situația asta din punct de vedere financiar, culmea că e o persoană foarte spirituală și văd și la baza pachetului 9 de săbii și justiția 10 de săbii și cu diavolul și cu regele de săbii, o karma aici s-a încheiat, dar o alta începe pentru un bărbat. Și cine nu mai fi fost implicat acolo pe lângă el. Eu spun, dacă ai o chestie de împlinit, o să o împlinești, dar asta nu înseamnă că persoana care ți-a făcut-o nu o să o aibă și el sau cine o fi. Ok? Șase de bute, victoria ta, mântare, 70 de odore. Victoria ta este moartea soarele și îndrăgostiții și diavolul și nouă de săbii și regele de bute. S-a terminat și cred că bărbatul ăsta e leu. Berbec sau săgetător? E un bărbat care are și balanță sau tu aveai o justiție cu cineva din gemeni balanță vărsător? S-a încheiat, bărbatul ăsta e leu. Deci e un bărbat aici din leu, berbec, săgetător, pe care e posibil să nici măcar nu-l fi cunoscut în mod direct sau l-ai cunoscut în mod direct. Ori tu dacă ești bărbat și te uiți, e cineva care te-a trădat, un bărbat te-a trădat aici. Deci te-a trădat bărbatul ăsta. Bani, bani, tot nu s-a... În legătură cu un alt bărbat, cu cineva... Un frate, sunt niște frați aici, sunteți frați, bărbați, frați, bărbați, frați, bărbați, prieteni. Un bărbat te-a trădat cu fratele lui sau un frate al unui bărbat te-a trădat sau a avut o problemă cu tine personală. Și marea preoteasă a câștigat, hai priestess cu 6 de bâte. Pentru că de fapt cheia stătea în mâna ta. Soluția, tu erai soluția. Tu erai cheia căpării cuiva. Wow, ce mesaj am primit. E posibil aici ca tu să fi fost cheia, ca mare preot cheia, sau o femeie ți-a fost cheia aici, dacă tu ești bărbat, o femeie ți-a fost cheia ca tu să scapi de necazul pe care l-aveai cu frații tăi dacă ești bărbat. Pentru că era o problemă în familie la tine, o chestie cu o rivalitate pentru bani. Sau prieteni falși. Scuția că ai rezolvat, că mare preoteasă și negativă, dacă nu. Ai rezolvat misiunea, bravo. Pat de cupe și roata. Hierofantul. Nu mai repeți. Hierofantul și soarele. Ai câștigat. Ai câștigat și ai și rezolvat. Și dacă a fost a ta și dacă a fost a altcuiva, ai rezolvat-o. Și cineva o să știe treaba asta. O să simtă și o să știe treaba asta. Ce te bucură în următoarele 72 de ore? Uite, tot îmi apare 9 de săbii și regele de bâte. 9 de săbii și... 8 de săbii și 4 de cupe. De ce a rămas blocat bărbatul ăsta cu 8 de săbii? Ca vreo bani de la tine? E judecat a casei tale și a situației tale? Că a avut face cu fecioara asta, gemeni balanță, vărsător, ascendent de fecioară sau fecioară.
Și un bărbat din Taur Berbec aici. Cinci de cupe. Cineva a trădat urât rău aici. Și s-a pus cu cine nu trebuia, care era soluția. Din punct de vedere spiritual, cineva era soluția aici. Cruel este că cineva nici n-a știut în toată tevatura asta că cineva era soluția. Sau că cineva o să-i dea de cap. A avut. Împăratul cu hierofantul. Uite, 10 de săbii cu justiția. Care am încheiat. Final. Final destination. A fost o chestiune lungă, a durat. Poate persoana asta are 33 de ani, 34 de ani, bărbatul ăsta. E cheiată treaba. Nu te întreb, dar e dezastru ce se întâmplă acolo. E dezastru ce se întâmplă. Ce să fac acolo? Doi de săbi și 6 de cupe. Deci o să se întrebe referitor la ce se întâmplă acolo. Ce cu 2 de săbi și 6 de cupe? Ce cu 5 de cupe și 10 de cupe? Asta e cupe și puterea. Băi, e posibil să ai de-a face cu cineva pe care l-ai scăpat, el, deci tu, energetic, spiritual, l-ai scăpat de greutăți cu magicianul, împărăteasa, moartea. El avea pe cineva în familie care îi făcea treaba asta și erau frați și era mama lui și era... Omul ăsta se trezește. Omul ăsta se trezește că te iubește cu asul de cupe și puterea, te iubește și te respectă pentru puterea pe care ai avut-o să faci treaba asta, pentru că el nici măcar n-a știut planul tău spiritual, cum ai procedat-o energetic. Bun. Atât am avut și pentru cei de la varianta 1-3. Vă pup și ne vedem pe data viitoare.